Alexandra Stan. Aceasta este invitata de astăzi. Salut, Alexandra! Ai toate referințele de la oameni care au avut de-a face cu tine din punct de vedere artistic. Apropo de faptul că ești muncitoare și că ești un om pentru care ziua e ca și cum ar avea 48 de ore și nu 24, cum are pentru noi toți. Exact. Bună, în primul rând, bună seara și bine te-am găsit. Mulțumesc pentru introducere. Da, ziua la mine are 48 de ore, să știi, pentru că eu nu prea dorm noaptea și mă culc foarte târziu, spre dimineață, ca să zic așa, și fac tot timpul chestii. Dar da, într-adevăr, îmi place foarte mult să experimentez din toate punctele de vedere, atât stilistic cât și muzical. Îmi place să lucrez cu foarte mulți oameni, îmi place așa să fiu creativă în general și să lucrez cu tot felul de oameni. Nu, mă plictisesc foarte repede și nu-mi place să stau foarte mult timp pe o singură direcție. Am depășit momentul în care ni se pare că suntem cenușărese, pentru că, în fine, avem atâtea exemple și de la noi și de Republica Moldova care ne arată că se pot lansa piese indiferent de unde. Dar până la urmă, cred că industria muzicală românească are niște particularități pe care le simți. Ești în ea de ceva vreme. La noi, pe radio, cred că întotdeauna a fost pop dance-ul un gen foarte apreciat, chiar dacă a venit într-o formă mai veselă, mai activă, mai de dans, chiar dacă a venit într-o formă mai tristă, mai pop, așa, clasic, sau uneori chiar și pop rock, de exemplu, au fost influențe, dar întotdeauna muzica pop a fost mare. De exemplu, în alte țări, muzica urbană e mult mai mare și de ani de zile. La noi, mi se pare că acum, adică românii ascultă pop. Îmi place muzica pop. Cum funcționează cariera și planurile unui artist ca tine, care s-a reinventat de câteva ori, da? Și care cred că e întotdeauna în căutarea nivelului următor. Mergi cu aceeași echipă tot timpul, schimbi echipele și aici mă refer și la cei care sunt colaboratorii tăi pe zona muzicală și la cei care sunt stiliști. Până la urmă, imaginea și cu arta merg mână-mână în business-ul ăsta. Da. Eu încerc tot timpul să lucrez cu persoane diferite, dar în ultima perioadă mi-am dat seama că e foarte important să ai o echipă ta, atât din punct de vedere muzical, cât și din punct de vedere stilistic. Adică e bine să ai un fir roșu pe care să-l urmezi, chiar dacă ai variațiuni și experimentezi, dar e bine ca cineva să te cunoască. De exemplu, din punct de vedere stilistic, lucrez de ceva timp cu Ovidiu Buta și s-a creat o energie, s-a creat un nucleu și e foarte greu, într-adevăr, să găsești oameni care să rămână mereu alături de tine și să încerce să te schimbe, dar în același timp să-ți păstreze identitatea. Adică pentru un artist, cel puțin pentru un artist pop dance, e vital. Adică, nu știu, dacă ne uităm și la Lady Gaga și la o grămadă de artiști, Britney Spears, nu știu, toate artistele care au fost așa de-a lungul anilor. Și care e identitatea ta? Tu cum consideri? Cine ești tu? Adică cum ar trebui să te păstrezi cumva ca și stil? Cred că lăsând la o parte faptul că experimentez eu multe imagini și lucruri și păr scurt, lung, whatever, cred că așa, per total, sunt the girl next door. Sunt percepută ca o, nu știu, o tipă nu foarte sofisticată din punct de vedere al imaginii, dar totodată playful și cred că am tot timpul o sexualitate, o senzualitate, dar în același timp nu mi-e este frică să mă duc nici într-o zonă foarte artsy și foarte fashion. Asta din punct de vedere vizual, așa. Iar ca muzică, mie îmi place întotdeauna să fac piese care să-mi placă mie. Adică, nu știu, nu pot să zic că am un gen anume care mă definește. Am încercat orice. Am avut și piese pop-rock, am avut și piese reggae și latino, reggaeton, toate stilurile posibile și mai pop românesc, așa, mai lent. Dar, pur și simplu, nu știu, dacă piesa îmi place și dacă mă regăsesc, eu nu am prejudecăți. Tocmai de asta și albumul pe care o să-l lansez acum o să se numească Rainbows by Alexandra Stan. Sunt așa ca curbeu. Nu contează în epoca asta în care trăim și povestim la fel de mult ceea ce arăți, ceea ce vrei să fii pe rețelele de socializare, că de multe ori e o diferență enormă între ceea ce publici și ceea ce trăiești sau cânti sau experimentezi din punct de vedere profesional. Cum faci echilibru între cele două? Încerc să fiu cât mai sincer, adică, dar zic sincer că aici chiar e un struggle pe care l-am și eu zi de zi. Este foarte greu să fii tu, să te expui exact așa cum ești și oamenii să ajungă să te cunoască cu adevărat. Tocmai de asta am și vrut să merg, de exemplu, în emisiunea asta în care am fost, pentru că știam că este un reality show în care voi fi filmată non-stop și în care voi fi niște ipostaze la care nu m-aș fi expus în mod normal, adică
indiferent cât de directă vrei să fii și sinceră, tot te uiți, te aranjezi, te machezi, îți faci o poză, spui un filtru, adică n-ai cum, suntem femei, în primul rând ne place să ne aranjăm și în al doilea rând suntem artiste și asta este, nu știu, asta, așa e cultura asta, pop. Și din punctul ăsta de vedere mi-am dorit foarte mult să, ca oamenii să mă vadă exact cum sunt și mă bucur foarte mult că am făcut chestia asta, adică eu mi-aș dori ca lumea să mă cunoască, pentru că la un moment dat, fiind artist pop, este o presiune destul de mare pe care o simți, adică tot timpul ai impresia că trebuie să arăți bine, tot timpul trebuie să fii într-un anumit fel, ai impresia că lumea se așteaptă la anumite chestii de la tine și dacă tu încerci, de exemplu, sau la un moment dat în viață simți nevoia să experimentezi și alte chestii, de multe ori reacția publicului nu e cea la care te aștepți. Pentru că oamenii vor să te vadă Alexandra Sam, Mr. Saxobit, super sexy și cântând piese dance. Și poate eu vreau să fac alt stil de muzică și, nu știu, să mă tun scurt și să mi-o ard așa mai hipsteriță, mai underground, mai altfel. Și mi se pare că aici, de fapt, e struggle-ul nostru al artiștilor. Dar cred că dacă ești destul de curajos, găsești modalitatea să te expui în fața oamenilor așa cum ești tu, fără să-ți fie frică sau să te gândești de ce o să zică lumea despre tine și cred că asta e cel mai important, să fii tu asumat, adică să nu-ți pese. Să te gândești până la urmă, e viața mea, adică eu trebuie să mă plac pe mine, nu trebuie să mă placă nimeni. E despre asta. Deci tu chiar nu cred că ești instagramabilă, pentru că tu nu ești un personaj, tu ești... Tu, o fată de la Constanța care iubește pe bucățele Bucureștiul, dar nu de tot. Un om care cumva și-a asumat multe dintre lucrurile care i s-au întâmplat. Acum, cred că generația care știe că ai trecut printr-un moment în care ai povestit despre violență domestică și ai devenit un fel de... Ambasador. Ambasador, să zicem, da. Oamenii ăștia, nu sunt ăștia care te urmăresc acum pe Instagram. Cred că aceia te-au pierdut cumva din vedere. Aceștia care sunt acum cu tine, care sunt altă generație, te știu pentru că... Ești un artist, punct. Da, cred că sunt oameni care, eu am așa, am unii fani care cred că sunt de la început și sunt cam de seamă cu mine sau poate chiar mai mici decât mine și erau mai mici în momentul în care m-au cunoscut, când m-am lansat acum 10 ani, aveau ei, nu știu, vreo 7-8 ani sau unii dintre ei aveau 10-11 ani și acum au 20 și un pic de ani. Rata mea de vârstă e cam așa, cam între 13 și 34, adică am o medie de vârstă destul de mare. Da, cred că într-adevăr, da, sunt oameni care nu știau, de exemplu, foarte multe despre mine. Adică chiar vorbeam cu unul din participanții la emisiune, la concurs, chiar cu Jador, care e cântăresc de manele și acum mai nou e foarte viral, e peste tot, trending pe YouTube. Dar el, de exemplu, nu auzise de chestia asta cu violența și nu înțelegea anumite momente pe care le-am avut eu acolo, anumite traume pe care le-am retrăit, el nu înțelegea de ce trăiesc astea și eu i-am explicat cum, adică tu nu știi că a fost un super mare scandal, o super mare, un moment foarte important din viața mea. Deci nu, vezi, dacă el vine din altă generație, poate că subiectul respectiv nu îl viza pe el, că era pur și simplu din altă categorie de vârstă. Dar cred că femeile, da, într-adevăr, femeile cel puțin de peste 25 de ani au rămas cu... Adică știu mai multe, mai ales că multe dintre ele probabil că și trec. Îți dai seama, în România una din două femei e bătută, deci... Poate că unele dintre ele au și căpătat ceva curaj după ce au văzut cum ai trecut tu prin momentul respectiv atât de public într-un fel. Nu se întâmplase până la tine ca cineva să recunoască că a pățit așa ceva. Alexandra, acum 10 ani, că vorbim de momentul în care ți-ai început cariera, te proiectai undeva, ți închipeai că o să ajungi undeva într-un deceniu care pare enorm când ești foarte, foarte tânăr? Da, țin minte că primeam tot felul de întrebări de genul unde te vezi peste 5 ani sau unde te vezi peste 10 ani. Da, îmi închipuiam, eu tot timpul spuneam că abia acum începe cariera mea și că mă văd foarte sus și sunt foarte fericită să spun că după 10 ani de carieră am ajuns să am fix același entuziasm pe care l-aveam la început și trebuie să recunosc că oarecum eu îmi imaginam că o să fiu deja... ca și, nu știu, ca nivel de artist, să zicem, de fani sau de notorietate, îmi imaginam că voi fi mult mai sus. Adică îmi imaginam că o să fiu, de exemplu, gen Lady Gaga peste 10 ani, ca și notorietate. Și cred că, de fapt, nu asta mi-a fost mie soarta, să ajung gen Lady Gaga, adică atât de succes. Cred că soarta mea a fost mai degrabă să evoluez așa, din punct de vedere, nu știu, holistic, cu totul, din punct de vedere spiritual, emoțional, ca persoană. Și mă simt foarte bine, adică eu mă simt chiar mă simt mult mai bine decât mă imaginam eu că o să fiu acum 10 ani, nu știu. Sunt mult mai asumată, sunt mult mai liniștită, mai... Care sunt lecțiile pe care le-ai învățat? Hai, cele mai importante trei. Păi, prima lecție, cea mai importantă, este că trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru tot ceea ce
facem în viață. Fiecare moment, fiecare acțiune, fiecare gând, fiecare chestie, nu știu, îți determină viitorul și îți determină viața. Și chiar dacă suntem mici și, nu știu, imaturi poate uneori, sau noi avem o intuiție foarte bună și avem noi acolo un eu divin care ne ajută tot timpul, și cel puțin eu am simțit-o asta pe pielea mea de fiecare dată, și trebuie tot timpul să ascultăm de noi și să ne asumăm lucrurile pe care le facem. Pe partea a doua, să fim sinceri cu noi, cred că asta am învățat, că e cel mai important să fii sinceră cu tine și să nu faci compromisuri decât, nu știu, dacă ești obligat, de exemplu, că nu poți să fii împreună cu familia sau nu poți să petreci timp, nu știu, Crăciunul cu ai tăi sau chestii de genul ăsta, dar e foarte important să faci ceea ce simți și să fii sincer cu tine. Și trei, să ai încredere în tine, nu știu, eu dacă aș fi avut încrederea măcar pe jumătate pe care o am acum în mine, cred că n-aș mai fi trecut prin foarte multe lucruri prin care am trecut, dar asta e, dar am trecut prin ele ca să învăț, adică ce să-i faci? Auzi, dacă te nășteai la Miami și nu la Constanța, crezi că erai altcineva, era diferit drumul tău? Erai Lady Gaga? Cred că dacă mă nășteam în America, cel puțin din punct de vedere al dreptății care mi s-a făcut mie din punct de vedere, nu știu, judiciar așa, ar fi fost diferit. Și din punct de vedere financiar. Adică eu am suferit o super mare traumă, atât emoțională, fizică, cât și financiară, de milioane de euro, care nu s-ar fi întâmplat. Dacă aș fi fost în America, aș fi putut măcar să-mi recuperez măcar o parte din bani. Fiind în România și fiind legea așa cum este, n-am putut să fac chestia asta și ani de zile am avut frustrarea care m-a făcut așa să, nu neapărat să stau pe loc, dar mi-a fost greu să trec, să merg mai departe, să evoluez și profesional. Știind că eu am făcut anumite chestii și nu mi se cuvine, adică nu le am, mi se cuvine, dar nu le am. Dacă am ajuns aici cu povestea, poate că e bine să mai spunem încă pentru cei care au uitat-o sau n-au știut de ea. Ai avut un conflict cu prietenul tău din acel moment, care era și impresarul tău. Managerul. Da, de fapt era invers, că el era managerul și producătorul meu, adică compuneam împreună piese. Am avut un conflict, într-adevăr, dar de fapt el împreună cu partenerul lui mi-a oferat foarte mulți bani timp de ani de zile, că timp de 3 ani jumate, iar eu aveam 19 ani, nu știam foarte multe chestii, semnasem un contract care nu mă avantaja. Conflictul ăsta, care a început cu vreun an și ceva în urmă, s-a terminat cu un act de violență, adică am fost lovită, am depus plângere, am stat 3 ani și ceva în proces, după care am încercat să depun plângere și ca să-mi recuperez banii, adică prejudiciul financiar, dar din păcate la noi în România sunt taxe de timbru și taxele de timbru sunt 10%, scuze, sunt 10% din valoarea prejudiciului și era vorba de prejudiciu foarte mare, adică erau undeva la 1 milion și ceva de euro și nu aveam atâția bani la ora actuală atunci. Nu aveam de unde ca să-mi recuperez și am rămas cu chestia asta, asta e, și a trebuit să merg mai departe, a trebuit să îngrop securea și să merg mai departe. Nu mi-a recuperat niciodată banii, adică, dar în schimb știu cine sunt, știu ce am făcut, știu ce pot, am mers mai departe, am avut parte de oameni super ok lângă mine și asta e, în viață eu consider că unele lecții se plătesc mai scump, altele se plătesc mai puțin. Eu sunt, îi mulțumesc lui Dumnezeu și sunt recunoscătoare că nu știu, că sunt sănătoasă, că am ieșit vie din toată chestia asta, că nu am fost rănită mai grav, că până la urmă banii nu sunt așa important și se fac, adică îi faci. Dacă te întâlnești acum cu oameni foarte tineri, care e atât de multă lume care își dorește o carieră și să fie celebru, să devină faimos, te mai încearcă și în boldul de a le da niște sfaturi, adică nu te poți abține? Da, chiar vreau să fac și o chestie pe tema asta. Eu întotdeauna am vorbit așa deschis despre asta, dar niciodată nu am avut, să zic, o comunicare constantă despre subiectul ăsta. Și urmează să fac o chestie de genul ăsta, chiar îmi doresc, eu unul din proiectele pe care urmează să le fac. Și chiar când eram în concursul ăsta de supraviețuire, era Zani, unul din concurenți, era unul din colegii mei, este și el un rapper, artist, mă rog, fire de artist, e un băiat foarte talentat, care are 23 de ani sau 24 și el a început în industria muzicală și îmi punea foarte, foarte multe întrebări
și chiar stăteam ore în șir cu el și povesteam foarte multe chestii, adică împărtășeam din tot ceea ce am trăit eu și îi ziceam, vezi, să nu faci așa, 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 când vin țară, să fac cunoștință cu avocatul meu, trebuie să faci asta, drepturile alea, drepturile alea, adică dacă mie mi-ar fi zis cineva acum 10 ani, fau, sunt atât de multe informații pe care noi nu le cunoaștem ca artiști și eu o să fac chestia asta pentru că mi se pare foarte important. Primele trei lucruri pe care trebuie să le evite un artist la început de drum sau pe care trebuie să le știe. În primul rând trebuie să-și cunoască drepturile de artist, e foarte important. Trebuie să știe că sunt mai multe tipuri de drepturi, drepturi de autor, drepturi conexe, drepturi patrimoniale, mă rog, sunt multe tipuri de drepturi și un artist monetizează nu doar din concerte, de exemplu, sau doar... Acum există foarte multe platforme și foarte multe modalități prin care poți monetiza și trebuie să știi care sunt drepturile, pentru că atunci când intri într-o negociere sau când semnezi un contract cu o casă de discuri sau cu oricine, un manager, trebuie să știi ce anume cesionezi, adică ce tip de drepturi dai și ce tip de drepturi nu-i dai. Pentru că unii manageri spun că fac toate, fac de toate, dar de fapt nu fac mai nimic și îți iau drepturile din toate, adică îți iau procent din toate drepturile. În al doilea rând, nu știu, trebuie să știe că trebuie să... Să decidă pentru el, cred că e foarte important să decidă pentru el, adică să-și asume răspunderea, adică să aibă posibilitatea să fie toate deciziile pe care le ia, să fie de comun acord împreună cu toți partenerii. Și foarte, foarte important este educația financiară, pe care nu ți-o dă nimeni și sinceră să fiu, mie mi se pare că asta ar trebui predată în școală, adică odată cu educația emoțională și sexuală și toate astea, pe lângă 10 ore de matematică și fizică, cred că ar trebui să se predea și educație financiară, pentru că te poți trezi că faci foarte mulți bani din muzică și după câțiva ani tu nu ai plătit nicio taxă la stat, nimic, și poți să te trezești cu o grămadă de penalizări și TVA-uri neplătite și impozite și dacă nu le știi sau nu ai pe cineva în familie, nu te învață nimeni, adică nu ți se zic chestiile astea. Și cred că trebuie să știi lucrurile astea. La care din drepturile astea la care te referi n-ai mai renunța acum dacă ai putea? Într-o negociere? Păi la drepturile conexe, de exemplu. Eu drepturile de imagine și de interpretare, adică drepturi conexe, adică ceea ce se colectează de la Creditam, eu nu le cesionez niciodată la nimeni. Adică sunt artiști mari de teapa mea, chiar mai mari în România, care și în momentul de față au contracte și își cesionează drepturile, dar eu nu le cesionez pentru că sunt drepturile mele. Până la urmă e faptul că dreptul meu de a că interpretez pe piesa respectivă sau că apar în videoclip. Nu văd de ce ar trebui să cesionez cuiva, adică sunt eu acolo. Și mi s-a întâmplat, de exemplu, cu Marcel Prodan, cu managerul meu, ei se duseseră și se înscriseseră la o agenție din asta, o asociație din asta, cum e Creditamul, doar că era în Franța, s-au înscris cu numele meu, adică ei spuneau acolo că Alexandra Stan nu sunt eu, sunt eu de fapt și ei doi, adică eram informat și ceva. Deci, din păcate, a trebuit să înveți din micile mari tragedii ale vieții tale de artist, ceea ce nu avem de ce să dorim nimănui și mi se pare important să-ți duci până la capăt proiectul ăsta. Hai, apucă-te și învață-i pe ăștia mici Am cum încet. Să facă să nu treacă prin toate etapele astea. Alexandra, să-ți păstrezi zâmbetul ăsta perfect și de aici înainte și să ne întâlnim la Romanian Creative Week la început de iunie. Cum înțeleg că ai făcut o promisiune și super. Avem două certitudini, că o să vii și o să închizi săptămâna creativității și că nu o să plouă în săptămâna respectivă. Asta e bine, că la început e și ziua mea la începutul lunii iunie, deci poate chiar ne sincronizăm și cu ziua mea și petrec ziua acolo. Când e ziua ta? Ar fi frumos. Când e ziua ta? Pe 10 iunie. Se rezolvă. Facem în așa fel încât să prelungim balul până de ziua ta. Cu măști și exact. Cu distanță, da? Da, normal. Să-ți fie bine. Ne vedem când ne vedem. Da. Pa, pa! Pa, pa!